Începi cu mine. Nu cere ce nu poți primi. Știi care e treaba? Tu cânti foarte muzical și foarte corect. Se vede că ai un simț muzical foarte bine dezvoltat. Știi ce? Și la prima piesă, și la a doua piesă, a fost o treabă pe care am sesizat-o eu personal. Nu ne-ai arătat vocea de piept plină. Întotdeauna alegi ca notele alea acute să le iei doar pe cap. Dar doar pe cap. Și e o treabă care ție iese foarte bine. Dar la piesa asta da, trebuia știu. Un pic de nerv și la piesa trecută trebuia un pic de nerv. Știu, doar că mi-a fost teamă să... Da, pentru că am ieșit foarte mult din zona mea de confort în seara asta. Apreciez. Și... Și să știi că apreciez, îți stă da. Bine, ești bine pe balans. Hei, hei. Da, așa, da, serios? Da, mi-a da. Plăcut, serios. Îți stă bine, nu trebuie să te simți aiurea. Chiar dacă n-ai chitara în mână, poți să o faci din, în continuare, stă bine. Știi, real. Știi la final când ai făcut... Cum ai făcut la final când ai terminat? Da, eu mai știu ce am făcut. Ai făcut... Ăla l-ai făcut exact pe ideea că ok, hai înapoi în zona da. Mea de confort. Acum că s-a terminat, mie mi se pare că tu mereu te pregătești tu, chitara și restul lumii. Și atunci volumul... Da, vocii și cum ataci piesele. Bravo, Marci. Este setat de la chitară, da, de peste da. Chitară e ușor. O mai și ții, tu o temperezi, eu ții, o strângi de gât. Cântă mai da. Încet, lasă-mă să mă aud. Dă-i mai tare, acum e momentul tău. Cu chitara ai o relație, bravo, ea te ascultă. Bravo, bravo. Ăștia, niște exact ca o relație de căsătorie cu chitara. Exact, oamenii ăștia din spatele tău, în seara asta, niște sălbatici. N-ai putut să le zici, mai încep, băieți, păi ce faceți, mă acoperiți? N-aveai când să le zici, n-aveai cum... N-a fost chiar așa. Nu, asta a fost ca o primă întâlnire, fost, știi? Da, nu exact. Poți să controlezi da, bărbatul da. Decât după 3-4 ani de căsătorie. Ena! Știi, la prima întâlnire nu. Ia Ena! Nu, la prima întâlnire se controlează el singur, asta e ideea. Așa. Deci, Simona, da. Eu ce-ți doresc e ca frumusețea cântărilor tale, în care ești singură, cu chitara, să o transpui și când cânți cu un band. Unde tu trebuie să plusezi și tu, pentru că și ei sunt mulți și trebuie să le ții piept. E un band în spatele tău care creează un piedestal pe da. Care tu să urci, nu să stai agățată de el. Bravo! Înțelegi da. Ce zic? Da, da asta bravo, a fost chiar bravo. Cred că e esența. Mulțumesc! Mulțumim, Marius! Da, nu, chiar fix. O să ne mai întâlnim cu Simona. Mulțumim frumos! Mulțumim tare! I-am auzit vocea foarte puțin ei. Am fost foarte atentă la ce a cântat bandul. Sunt în totalitate de acord cu ce a spus juriu. Sunt mulțumită cu prestația pe care am avut-o. A fost mult mai bine decât la repetiții. Dacă reușește să mă fure bandul toată piesa, înseamnă că nu e deloc despre tine. I-ar trebui un pic mai mult curaj, că ea are tot ce-i trebuie să fie... pe scenă. Are tot ce-i trebuie, are o voce incredibil de frumoasă. Și caldă, și suavă, așa, și... E genul de voce care poate să-ți facă pielea de găină în orice moment.
I.